Reprezentanții Inspectoratului Teritorial de Muncă au efectuat săptămâna trecută mai multe controle la angajatorii din județ pentru identificarea și combaterea cazurilor de muncă fără forme legale de angajare. Din păcate, și de această dată au fost depistate persoane muncind la negru, iar angajatorii s-au ales cu amenzi usurătoare. Angajatorii prinși pe picior greșit desfășurau activitate în Rânca, în Rovinar și în Târgu Jiu. Au fost depistați 3 angajatori care prestau activitate cu 3 persoane fără forme legale de angajare. Au fost aplicate 3 sancțiuni contravenționale pentru utilizarea muncii fără forme legale de angajare în cuantum de 30.000 lei. Angajatorii depistați cu munca la negru desfășurau activitate în stațiunea turistică Rânca, domeniul turism, în orașul Rovinari patiserie și municipiul Târgu Jiu transport persoane. Au fost aplicate în total 12 sancțiuni contravenționale la 9 angajatori în valoare totală de 40.500 lei. De asemenea, alți 19 angajatori au fost sancționați cu 10.000 de lei pentru că nu au respectat normele privind securitatea și sănătatea în muncă. În această perioadă, și Compartimentul Securitate și Sănătate în Muncă a efectuat un număr de 31 de controle pentru respectarea prevederilor legale în domeniul securității și sănătății în muncă, în care au fost depistate 19 neconformități pentru care au fost aplicate 19 sancțiuni contravenționale în valoare totală de 10.000 de lei. De asemenea, controlele efectuate au urmărit în principal modul de realizare a măsurilor dispuse în controlele anterioare și ca principale neconformități pentru care s-au aplicat sancțiuni, enumerăm: instruirea necorespunzătoare a personalului, lipsa instrucțiunilor proprii de la locurile de muncă, neevaluarea tuturor riscurilor existente, nepurtarea de către lucrători a echipamentului individual de protecție, precum și altele. Agenții economici din Gorj vor fi verificați și săptămâna viitoare.